avem firul de păr și în continuare o să înserăm boabele de porumb care pescuim, probabil că altcineva pescuiește cu boilers. Și boabele care le folosim sunt din boabe de porumb simplu sau cu diferite arome. Sunt ținute în prealabil într-o, fie în apă, fie în apă cu alte arome. Deci, găurim porumbul. Folosim un bulghiu. Una folosim una, două, trei boabe în funcție de pap, de inspirație și de cum vedem că trage pește. Deci acum o să pun patru boabe. Patru boabe pe firul de păr. Introducem firme de păr pe vârful de o croșetă. Asta nu e prea bună croșeta. Destul de rece astăzi. Vedeți abuii de la suflare? Așa, al doilea. Al patrulea. Firul de păr. Unu. Este o prășută prea bună. Căzut, dar doi. Trei. Patru. Observați că avem un ochet în capătul firului de păr peste care îl trecem peste ultimul fir de porumb. Facem un laț. Așa. Ați văzut? Firul de porumb. Deci nu mai punem stopă. Și asta este perligul pentru anii.